Beşiktaş, cel care a câștigat 3 campionatele Turciei, o cupă și 3 supercupe, cel care a petrecut 2 sezoane la Liga în tricoul Valenciei, cel care a îmbrăcat de 81 de ori tricoul naționalei Turciei, inclusiv la 2 campionate europene și a fost capitanul reprezentativ Sevilunei. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, noul antrenor al echipei noastre, nu